Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București, sezonul 2, după cum vedeți, să vedem ce transfer am făcut, am simulat toată perioada transferurilor și ne-am luat un nou vârf și anume Brel Donald Embolo, 18 ani, îl știm cu toți, este foarte bun, are abilități foarte, foarte bune și va crește mult acest Brel Donald Embolo, 18 ani, are 69 overall. Ricardo Chișna, 10 milioane și jumătate am dat pe el de la Hamburg și el are 20 de ani, 74 și are un potențial foarte, foarte mare de creștere. Deci este un jucător foarte bun. Vedem că ne-a schimbat și formația destul de mult. L-a luat pe Constantin Budescu de la Astra, rivala noastră în campionat, 77 overall, 26 de ani, cam bătrân, dar foarte tehnic, foarte bun pentru noi. Și Yanis Hagi la 16 ani, 67 overall și foarte, foarte bun, un potențial incredibil, 5 stele skill moves, face orice schemă Yanis Hagi, sunt foarte mulțumit de el. L-am luat și pe acest Pele, un fundaș, un închizător central de la AC Milan, are 23 de ani, 67 overall, nu este deloc slab, destul de bunicel. Nicla Șule, un fundaș central foarte bun de la Hoffenheim, 19 ani are și vedem ce strange are și reacții foarte... are multe calități de fundaș central. L-am mai luat pe Cristi Bălgrădean în poarta noastră. L-am văzut pe Arlauskis, din păcate am prea multe oferte pentru el și nu le-am mai putut face față. Acest Bălgrădean este foarte bun, am dat 2 milioane și ceva pe el, nu știu sigur, nu mai țin minte sigur cât am dat. Avem meci cu Poli Timișoara unde trebuie să ne impunem, am simulat acele meciuri și avem doar 7 puncte în clasament. Iată și grupa noastră din Liga Campionilor, o grupă cu Arsenal, Wolfsburg și Porto, o grupă foarte, foarte grea peste care sperăm să trecem și să vedem acum ce vom reuși să facem împotriva celor de la Poli Timișoara, noua promovată. Alex Kipciu cu o pasă la Embolo, în care Embolo încearcă un călcâi de mare efect, dar au interceptat cei de la Poli Timișoara. Vedem pe cei din Timișoara cu destui stranieri prin echipă. Acum Petrandu pentru Geanta, dar ce nume are tipul ăsta Geanta. Hagi pentru Budescu, un jucător foarte tehnic, Constantin Budescu. Embolo pentru același Hagi. Hagi, urmașul tatălui său, putem să spunem. Pele acum pentru Kipciu. Kipciu încearcă o centrare la firul ierbii. Avem un jucător destul de înalt la cap în careu și anume Brel Donald Embolo. Este mult mai înalt decât Villalba și poate crea probleme la duelurile aeriene în fața fundașilor adversi. Geanta pasă pentru Elec. Elec se încurcă acolo între doi adversari. Nicla Șule, sper să facă echipă bună cu Aihan în apărare. Doi fundași centrali foarte tineri luați din Bundesliga. Șule de la Hoffenheim, iar Aihan de la Schalke 04. Să vedem cum pe Popescu cu o pasă la Rodi. Rodi pentru Popovici. Sunt destul de bine și la joc cei de la Timișoara, au căzut acolo jucătorii noștri. Popovici este la unul cu Bărgrădean. Popovici, ce ocazie are aici Popovici de a deschide scorul, dar șutul său se duce în plasa laterală, greșeala lui Bărgrădean. Elec este cel care interceptează, trebuie să fim atenți, nu trebuie să luăm gol din așa ceva. Ce se întâmplă? Arbitrul dictează penalti. Nu se poate, nu, este fault, este fault chiar pe linie. M-am și speriat, credeam că arbitrul va da penalti, dar un fault foarte periculos și intrare respinsă de Pele foarte bine și acum Budescu. Budescu deposedat acolo de Elec, sunt de ceva vreme la careul nostru, dar noi am reușit să recuperăm. Chișna, Ricardo Chișna a încercat să treacă acolo de Belu, dar nu a reușit din păcate. Pele se duce de unul singur, este nevoie să întoarcă balonul până la Aihan. Kipciu pentru Filip, să vedem pe Steliano. Filip acum centrează, bine, gol Budescu, 1-0, o lovitură de cap superbă a lui Constantin Budescu cu care deschide scorul. Centrare superbă a lui Filip, iar Budescu se înalță, excelent, iată ce control al balonului a avut acolo Filip. Budescu trimite fără șansă și lasă fără șansă pe portarul Pap.
Avem deja 1-0, dar au avut multe ocazii, au avut multe ocazii cei de la Poli Timișoara. A fost o perioadă lungă pe parcursul acestei prime reprize la poarta noastră, însă noi ne-am arătat valoarea mai mare decât a adversarilor noștri și am reușit să marcăm înaintea lor. Este 1-0 pentru echipa noastră, gol marcat de Budescu. Budescu are spațiu acolo, Chișna vine în fața lui Popovici, Chișna lasă în urmă, Chișna e în careu, Chișna centrează, Budescu a atins acolo balonul, este Chipciu care nu reușește să treacă de Neagu, un joc defensiv foarte bun al lui Neagu, l-am observat și în prima repriză și acum continuă din păcate pentru noi să joace foarte bine. Rudi pentru Neagu, avem aruncare de la margine. Și noi avem fundași laterali, fundași ofensivi foarte, foarte buni, Steleanu, Filip și Cutoș, Casă, Leancu pe Chipciu. Chipciu centrează pentru Embolo, balonul nu ajunge către poartă și este gol, 2-0, Constantin Budescu reușește să facă o dublă. 2-0, Budescu reușește să îl învingă pentru a doua oară pe portarul PAP în minutul 77. Scăpăm din ce în ce mai mult de emoții. Budescu reușește să marcheze din întoarcerea dat acolo. Iată centrarea lui Chipciu. Embolo a atins balonul, dar n-a reușit să trimită către poartă. Iar Budescu lasă spectator pe portarul celor de la ASC Poli Timișoara. Și Budescu face dubla, cum spuneam, 2-0, nu cred că ne vor mai pune mari probleme, chiar dacă mai este, să spunem, în acest timp un sfert de oră din timpul regulamentar. Budescu cu o pasă bună la Pele, avem foarte mult spațiu pe această fază, s-au refiat, însă nu a știut să gesticulăm. Hagi pentru Chipciu, trece frumos Chipciu, centrarea lui este oprită de Popescu, am avut o șansă bună, dacă Pele lua acolo faza pe cont propriu, poate am fi avut încă un gol. Șule acum cu capul, ce bun este la loviturile de cap Nicla Șule, dar nu a reușit să-l învingă pe portarul advers, să vedem pe Embolo. Embolo nu trece de Nichi Ema, este da foarte negru Embolo, dar joacă bine. Să vedem pe Embolo, poate acum va trece, centrează, bine pentru Chișna. Avem jucători destul de buni la loviturile de cap. Arbitrul oprește jocul, este un fault în atac, minutul 90 și suntem aproape să luăm cele 3 puncte, să vedem dacă vom urca în clasament. Cum spuneam, suntem pe locul 7, dacă nu mă înșel. Am simulat câteva meciuri în perioada transferului. Popescu are o șansă bună aici să marcheze golul de onoare al celor de la Timișoara, dar asta nu se întâmplă pentru că norocul este de partea noastră, cum a fost după părerea mea chiar tot meciul. Hagi acum, Ianis Hagi încearcă o pasă în adâncime, dar balonul a fost respins de Canu și pe final încearcă, cum spuneam, să marcheze golul de onoare, dar nu reușește Poli Timișoara. Noi batem cu 2-0, Budescu este un meciul lui, a reușit să facă o dublă și să ne aducă cele 3 puncte foarte, foarte importante pentru noi. Și avem primul meci în grupa din Liga Campionilor împotriva celor de la Wolfsburg. Sper să putem să-i batem, dar acum am devenit, să spunem, o echipă mai bună și trebuie să facem ceva. Să pariem pe Embolo, zic eu, pe Brel Donald Embolo, așa, și să jucăm împotriva celor de la Wolfsburg pe terenul nostru. Este primul meci din Liga Campionilor. Șurle pentru Kevin De Bruyne, De Bruyne pentru Chiareșma, bară a lui Chiareșma și nu se poate, ne marchează tot același Chiareșma. O bară, am crezut că am fi putut scăpa, dar din păcate, iată, Chiareșma a mai avut încă o șansă, balonul i-a revenit. Să vedem acum ce vom face, Gianni Sagi nu reușește să treacă acolo de Luis Gustavo. Un lot clar superior nouă, cu mai multă experiență, jucători ca Gustavo, De Bruyne, Șurle sunt la această echipă, vedete ale fotbalului. Aihan acum pentru Budescu, mai departe la Pele, pentru Hagi deloc nu a fost sigur pe el, un meci foarte modest acesta lui Hagi. Cum cu Iarejma pentru Seydou Doumbia, Toșca nu reușește să recupereze acolo. 1-0 pentru cei de la Wolfsburg și sunt la poarta noastră, este Doumbia cu șutul apărat de Cristi Bălgrădean.
L-a apărat și dacă avea ochii închiși, îl credeam pentru că a tras fix pe el. Acum Embolo pentru Pele. Pele încearcă să retrimită în careul lui Embolo, dar este acolo Naldo. Greu să-i faci față lui Naldo la aceste mingi înalte. Dumbia, cu o pasă la Ghila Vughi, mai departe la Șurle, în careul nostru Șurle apără Bălgrădean. Bălgrădean era și timpul să iasă la rampă și o face acum, deși este 1-0 pentru Wolfsburg. Pele și el un meci modest. Și iată că a faultat acolo Pele. Knohe pentru Quaresma, trage Quaresma, Bălgrădean apără poarta, e goală, iar Șurle marchează pentru 2 la 0. Andre Șurle îl învinge pe Cristi Bălgrădean pentru a doua oară în această seară, să spunem așa. Este primul gol al lui Șurle în Liga Campionilor în acest sezon. Iată șutul lui Quaresma, foarte, foarte ghinionist pentru noi Quaresma, foarte norocos pentru Wolfsburg. Din fiecare șut al lui a rezultat un gol, un alt gol. Hagi acum, să vedem pe Hagi dacă va crea un moment de magie. A, Yanis Hagi acum cu șutul, Yanis Hagi nu prinde însă plasa. Benali a reușit să prindă în brațe. Prima repriză este pe care să se termine 2 la 0 pentru cei de la Wolfsburg. Recuperează foarte bine Toșca, dar asta pentru un moment. Am fost dominați. Acest șut al lui Hagi a fost primul nostru șut până acum. 7 la 1 raportul șuturilor. Se-i du Dumbia, Dumbia pentru Luis Gustavo. Mai departe la Kevin De Bruyne. De Bruyne centrează periculos șutul lui Quaresma. Ne-au omorât umilință pe care o luăm aici. Ricardo Quaresma face dubla. De Bruyne, ce a făcut acolo, ce pas a putut să dea. O dubla lui Quaresma și este 3 la 0 pentru Wolfsburg. Ne așteaptă o repriză secundă în care sperăm să facem ceva mai mult. Quaresma centrează, Dumbia și Șurle face 4 la 0. Nu mai ratează Wolfsburg, 4 la 0 Șurle. Se pare că și acum este coșmarul nostru, reușește să facă o dublă, intră și Perisic în locul lui Quaresma. Oricum ne-a omorât destul Quaresma și este 4 la 0 pentru Wolfsburg. Noi nu mai avem ce face în acest meci, doar să-l terminăm în picioare. Sperăm să nu avem nicio accidentare. Cred că lui Hagi ar fi trebuit o schimbare. Nu a făcut un meci bun deloc. Raportul paselor dintre De Bruyne și Budescu. Budescu cu 100% și De Bruyne la fel cu 100%. Să vedem centrarea lui De Bruyne. Dumbia lovește cu capul, dar mingea se duce pe lângă poarta lui Bălgrădean. Măcar dacă am marcat și noi golul de onoare ar însemna ceva. Chișna nu trece acolo de Perisic. Foarte ușor l-a oprit Perisic pe Chișna. Și să-l schimbă pe Yanis Hagi, care este cel mai obosit. Și Pele ar trebui să fie schimbat. Cristi Tănase intră cu Vâlceanu, se schimbă, trebuia să schimbe Vâlceanu cu Filip. Da, hai să lăsăm așa. Debut în Liga Campionilor pentru Robert Vâlceanu. A intrat și Cristi Tănase în locul lui Pele. Filip la fel, a intrat și el și cred că este la fel și pentru Filip un debut în Liga Campionilor. Robert Vâlceanu, să sperăm că va crea, să spunem, un suspans, poate va face un meci mare, un șut acolo dintr-o lovitură liberă apărată de Cristi Bălgrădean foarte, foarte bine. Bine, șutul a fost direct pe el, a fost și puțin deviat. Să vedem pe Luis Gustavo, Gustavo! Brazilianul trage peste poarta lui Bălgrădean. Vâlceanu pentru Embolo. Embolo, să vedem dacă va reuși să facă ceva. Embolo, Embolo, gol! Embolo! Deși este 4 la 1 și nu mai avem de ce ne bucura, ne bucurăm doar de această execuție fabuloasă a lui Brel Donan de Embolo, care cu sigur i-a mai crescut cota atacantului nostru. Iată ce șut expediază. A putea să-l ia acolo Benaglio, dar mai bine că nu l-a luat. Până acum am marcat și noi golul de onoare, poate vom mai marca un gol, poate nu. Și oricum Vâlceanu a avut un asist aici pentru Embolo, chiar dacă nu a fost o pasă, să spunem, care l-a lăsat 1-1 cu portarul, a fost o pasă de gol. A fost ultima pasă înainte de șutul lui Embolo. Vierinia centrează pentru noi, intra Giuba, Giuba De Bruyne cu capul, încă ocazie pentru Wolfsburg pe final de meci. Un debut rușinos în Liga Campionilor, o înfrângere usturătoare cu 4 la 1.
Vom avea și alte meciuri și cu Arsenal. Pe Arsenal chiar vreau să ne răzbunăm. Este cea care ne-a eliminat din Europa League. Acum Tănase cu o lansare pentru Embolo. Naldo este foarte bun la cap. Șutul lui Filip este apărat de Benaglio. 4-1. Să vedem dacă vom mai marca un gol. Putem, pentru că suntem la poarta lor. Tănase trece frumos. Cristi Tănase minge în careu. Balonul este respins de Ricardo Rodriguez. Elvețianul Ricardo Rodriguez i-a dat acum pe Cristi Tănase încă o dată. Tănase, gol! Ce șut trimite și tehnicul Tănase, o specialitate al acestui decar. Cristi Tănase, am văzut multe goluri de acest gen al acestui jucător, foarte tehnic și foarte spectaculos. 4-2, a mai marcat un gol și așa înfrângerea noastră nu sună chiar atât de rău, dar dacă te uiți la meci, chiar este o rușine. Pe terenul nostru am făcut un meci foarte slab. Cei de la Wolfsburg au atacat mult mai mult decât noi. Noi am fost mai temători și asta putem spune că ne-a costat. 4-2. Nu cred că este... Eu cred că este un scor chiar drept la ce s-a jucat. Perisic acum. Perisic în careul nostru. O pasă la Vierinia. Vierinia a avut șansa să mai marcheze, să-și mai majoreze avantajul. Până la urmă se termină 4-2, din păcate pierdem. Cristi Tănase, iată, a intrat și a fost chiar omul meciului, a făcut un meci bun. Arsenal și Porto au făcut amele 1-1, dar noi suntem pe ultimul loc în grupă, însă vom avea timp să facem ceva. Și acesta a fost episodul nostru de astăzi, nu uitați să lăsați un like, până data viitoare rămâneți cu bine și sayonara!